Regina muzicii soul se afla alături de familia în locuința sa din orașul american Detroit când i s-a făcut rău. Cântăreața a fost internată în stare gravă la spital. Anul trecut, artista a declarat că va renunța în curând la turnee, dar calendarul ei includea concerte cel puțin până în luna iunie anul acesta. Cel mai recent recital pe care l-a susținut Franklin a avut loc în noiembrie 2017 la gala anuală a fundației Antisida înființată de Elton John. Informațiile despre starea de sănătate a Aretei Franklin circulă de mai mulți ani. Artista s-a luptat ani la rând cu dependența de alcool și tutun, iar în 2010 a fost diagnosticată cu cancer. Aretha Franklin și-a început cariera muzicală cântând gospel în biserica tatălui său. Vedeta s-a remarcat în istoria muzicii americane cu vocea sa puternică și clară. De-a lungul carierei a abordat genuri diverse, de la soul la R&B, gospel și pop. Stilul Arethei Franklin a influențat numeroase cântărețe, de la diva pop Mariah Carey la regretata Whitney Houston. În peste 50 de ani de carieră, superstarul soul a câștigat 20 de premii Grammy, a vândut peste 75 de milioane de albume și a cântat la inaugurarea a 3 președinți americani.